Aproape 9.000 de persoane figurează la Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor, având cărțile de identitate expirate. Toate aceste persoane locuiesc în municipiul Sibiu sau în cele 10 comune arondate. Autoritățile spun că numai de la începutul anului și până acum au expirat 1.400 de acte de identitate care n-au fost renoite. Preschimbarea cărții de identitate nu este o prioritate pentru mulți dintre sibieni. Mii de persoane au aceste acte expirate de ani de zile. Sunt pasibili și de amendă contravențională cuprinsă între 40 și 80 de lei.